Bună ziua, stimați jurnaliști, dragi prieteni, v-am invitat astăzi pentru a anunța, cu regret, plecarea din guvern a colegului nostru Marcel Spătaru și a-i mulțumi pentru efortul depus timp de un an și jumătate, cot la cot, cu mine și cu întreaga echipă guvernamentală. A fost un efort sistemic care a început să dea roade pentru oameni și care ne-a ajutat să fim mult mai pregătiți pentru această iarnă. De exemplu, avem acest program de ajutor la contor, un sistem țintit și echitabil de susținere a populației în situația când prețurile la resursele energetice au luat-o raznă. Fără aceste compensații, conform estimărilor, peste 60% din familii urmeau să intre în sărăcie energetică. Au fost lansate reforme importante pe piața muncii, care să ușureze viața salariaților și să ajute femeile și bărbații să-și crească copiii fără a renunța la carieră. Aici vorbesc în primul rând despre introducerea indemnizației universale pentru copiii până la 2 ani, modernizarea legislației privind creșele și serviciile sociale, creșterea transparenței și încrederii în sistemul public, care ne-a permis să atragem finanțări record din partea partenerilor de dezvoltare. Mai mult și poate cel mai important, abordarea pe care am propus-o împreună cu Marcel Spătaru vrea să redefinească modelul de contract social pe care îl avem în Republica Moldova. Ca să parafrazez o zicală veche, esența acestuia era că noi ne facem că plătim impozitele, iar statul se face că ne plătește pensii, alocații sau oferă servicii. Tocmai acest gen de schimbări fundamentale am venit să facem și am făcut în ultimul an și jumătate împreună cu Ministerul Muncii și Protecție Socială. Și această ambiție îmi permite să spun răspicat că da, în ciuda crizelor multiple pe care le gestionează, acest guvern este un guvern al speranței. Și vreau să vă mulțumesc foarte mult, domnule Spătaru, pentru că ați venit în echipa guvernamentală, pentru că ați depus un efort enorm de leadership, managerial, profesional, cu multă dedicație, cu multă integritate. Și vă mulțumesc pentru reformele implementate, rezultatele obținute și mizez în continuare pe contribuția dumneavoastră. Mulțumesc, stimată doamnă prim-ministru Natalia. Acum un an și jumătate m-ați invitat să fac parte din echipa dumneavoastră, din garnitura guvernamentală. Am acceptat cu încredere și mă bucur că am putut contribui la activitatea acestui guvern, la reformele promovate și la îmbunătățirea politicilor sociale. Stimați reprezentanți ai mass media, astăzi am depus cererea prin care la Ministerul Muncii și Protecției Sociale se va produce o schimbare. Plecarea mea din funcție este o decizie strict personală, dar este în același timp o decizie asumată și pregătită, coordonată din timp cu colegii din guvern și din minister. În ultimele săptămâni am elaborat planul de activitate al Ministerului pentru acest an și am coordonat activitatea echipelor responsabile de reformele majore. Făcând o retrospectivă a lucrurilor realizate din momentul preluării mandatului, pot să vă spun că datorită mobilizării echipei Ministerului și a susținerii din partea Guvernului și a doamnei prim-ministru personal, am reușit să implementăm măsuri importante. Am introdus mecanisme de protecție a salariaților pe perioade de criză, datorită regimului de activitate redusă, bazat pe modelul occidental. Astăzi, întreprinderile pot continua să-și plătească salariații în timpul perioadelor de scădere a activității, fără ca să-i trimită în șomaj tehnic sau în concedii neplătite. Am unificat salariul minim pe țară și am crescut salariul minim în sectorul public cu 81%. Am reanimat dialogul social și am coordonat politicile sociale cu sindicatele și patronatele. Am făcut o reformă amplă a codului muncii și am introdus modificări în asigurările și prestațiile sociale, prin care am promovat echilibrul dintre viața personală și viața profesională.
Am introdus pentru prima dată indemnizația universală pentru copii, pe care a menționat-o și doamna premier, datorită căreia familiile cu copii de până la 2 ani au un venit suplimentar de 1.000 de lei pe lună. Am dezvoltat cadrul normativ pentru activitatea creșelor și a bonelor. Am implementat dublarea pensiei minime și un nou mecanism de aplicare a acesteia, care să țină cont de stadiul de cotizare. Am introdus mecanismul de reexaminare a pensiilor de dizabilitate, dreptul de pensionare anticipată, am acordat ajutoare suplimentare pentru familiile cu venituri mici, pentru vârstnici și veterani. Aceste măsuri au mărit veniturile persoanelor care au fost afectate cel mai mult de creșterea prețurilor. Am reformat ajutorul social pentru a mări ajutorul pentru familiile cu copii și în același timp am limitat dependența de ajutor pentru adulții apți de muncă. Am ratificat Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Am promovat colaborarea interinstituțională în acest domeniu. Am îmbunătățit mecanismul de referire a victimelor. Am deschis la Bălți primul centru regional de asistență a copiilor victime și martori ai infracțiunilor. Am atras granturi externe pentru îmbunătățirea protecției copiilor și a familiilor cu copii. Datorită memorandumului cu UNICEF, implementat de sistemul public de asistență socială, mii de familii cu copii, inclusiv copii plasați în asistența parentală profesionistă, beneficiază de sprijin suplimentar din fonduri externe. Am implementat un nou sistem informațional prin care organizațiile internaționale au distribuit ajutoare de criză prin intermediul sistemului public, prin comisiile create la nivel local, din care au făcut parte asistenții sociale, reprezentanții primăriilor și ai societății civile. Peste 40.000 de familii primesc ajutoare finanțate din fonduri externe datorită acestui mecanism. Am promovat o abordare țintită pentru acordarea compensațiilor la creșterea prețurilor la energie. Am creat Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice și platforma compensații.gov.md. Aceste lucruri ne permit să reducem povara facturilor la energie în perioada rece a anului pentru sute de mii de familii. Cu siguranță este o listă incompletă. Aceste și multe alte realizări se datorează echipei Ministerului și a susținerii de care ne-am bucurat din partea Guvernului și a Parlamentului. Am început lucrul la reforme importante care vor continua și în acest an, în domeniul asistenței sociale, ajutorului social, a politicilor de ocupare a forței de muncă, a inspecției muncii, a dialogului social, a asigurărilor sociale, a serviciilor sociale, a incluziunii și dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități, a politicilor de reducere a sărăciei și vulnerabilității energetice, a protecției sociale a veteranilor, a protecției copilului, a îmbătrânirii demne și active, a promovării egalității de gen și a combaterii violenței în bază de gen. Sunt convins că lucrurile bune începute de minister vor continua, iar rezultatele vor fi din ce în ce mai vizibile. Mă bucur că am putut contribui la consolidarea echipei Ministerului, care acum are un plan de activitate bine definit. Am deplină încredere în capacitățile domnului Alexei Buzu de a prelua conducerea Ministerului și coordonarea politicilor sociale. În ce mă privește, voi pune în continuare expertiza mea la dispoziția echipei ministeriale și a echipei guvernamentale. Permiteți-mi încă o dată să mulțumesc doamnei prim-ministru pentru încredere și deschidere în promovarea politicilor sociale, echipei guvernamentale, colegilor miniștri pentru susținerea și spiritul de echipă, fiecărui coleg din echipa Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru dedicație și dăruire. Să fie într-un ceas bun. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Marcel Spătaru a preluat portofoliul venind din România, unde va reveni acum alături de familie și îi urez mult succes în continuare. Este un exemplu clar că oamenii noștri din diaspora revin și fac lucruri frumoase aici, acasă, dar înțelegem că funcțiile cu responsabilitate înaltă pot veni și cu anumite costuri personale, inclusiv timp mai puțin cu familia și atenție mai puțină decât s-ar dori acordată copiilor. Și, din păcate, Marcel Spătaru nu este unicul care a lucrat în ultimul an și jumătate departe de familie. Ceea ce am început, vom continua cu noul ministru al Muncii și Protecției Sociale sau propunerea noastră pentru acest portofoliu, pe care vreau să vi-l prezint acum, domnul Alexei Buzu. Dumnealui este specialist în managementul politicilor publice, a oferit suport mai multor ministere
în procesul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor publice sectoriale, a fost implicat în inițiative de consolidare a proceselor de management a rezultatelor, aplicarea sistemelor de măsurare a performanțelor, promovarea bunei guvernări și a egalității de gen. Alexei a fost consultant pentru mai multe organizații internaționale de dezvoltare în evaluarea de impact a programelor acestora în domenii precum piața muncii, dezvoltare economică, asistență socială, demografie, educație, sănătate, alegeri, migrațiune, apă și sanitate. Alexei a condus echipe mari și sunt sigur că va putea prelua și oferi continuitate reformelor începute de echipa Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Alexei, bine ați venit în echipă și vă ofer cuvânt. Stimată doamnă prim-ministră, vreau să vă mulțumesc mult pentru încrederea și onoarea de a face parte din guvernul pe care îl conduceți. Un guvern care și-a asumat și a implementat reforme substanțiale în beneficiul cetățenilor acestei țări. Într-un an extrem de dificil, cu toți am văzut imensa dedicație, caracterul și determinarea noastră de a mișca lucrurile spre bine. Vă mulțumesc! Domnule ministru, vreau să vă mulțumesc pentru deschiderea și dedicația dumneavoastră. Vreau să vă mulțumesc că la minister lăsați o echipă consolidată, unită și determinată să implementeze până la capăt reformele inițiate de către dumneavoastră. Reforme pe care și eu sunt determinat să le continu. Stimați cetățeni, îmi asum acest mandat pentru o Moldovă mai egală, mai solidară și mai inclusivă. Un mandat prin care vom susține tinerile familii, să ajutăm mamele atât și tații, să poată să combine mai ușor viața profesională cu cea de familie. Un mandat pentru a oferi mai multe programe eficiente tinerilor și persoanelor cu dizabilități, programe care să ajute să-și găsească un loc de muncă demn și dorit. Un mandat prin care încercăm să reformăm sistemul de protecție socială pentru a reduce sărăcia substanțial în rândul copiilor, pentru a crește accesul la servicii sociale și a ridica calitatea acestora. Un mandat pentru a promova pe bune egalitatea între bărbați și femei, pentru că înțelegem cu toții că atunci când avem inegalități semnificative în domenii precum educația, sănătatea sau piața muncii, nu ne putem dezvolta în deplin. Aceste priorități și multe alte inițiative urmează să fie implementate împreună cu echipa Ministerului și cu susținerea noastră, stimată doamnă prim-ministră. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc tuturor și dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Lyubov Plamadeala, TV8. Doamna prim-ministru, ați spus că mai sunt persoane care au lucrat aici departe de familii. Despre cine este vorba și dacă mai urmează demisii? Da, din păcate, după cum am spus, atunci când deții o funcție cu responsabilitate înaltă, mai ales într-o perioadă de criză, când trebuie să stai foarte mult în afara orelor de serviciu și mai ales dacă familia este departe, atunci poate fi destul de complicat. Am vrut să facem acest anunț mai târziu, dar dacă tot mi-ați pus o întrebare directă, doamna Anastasia Taburceanu, purtătoare de cuvânt, de asemenea și-a depus demisia din motive personale. Și o întrebare la un alt subiect. Există o problemă cu lemnele. Aproximativ 100.000 de oameni nu își pot lua lemnele pentru că ocolurile silvice nu le pot scoate din cauza noroiului. Dacă se cunoaște despre problemă, dacă se discută careva soluții? Am discutat acest subiect chiar în timpul ședinței operative de astăzi. Ne-am autosesizat referitor la aceste cazuri. La linia verde avem doar 9 apeluri și de aceea acum suntem în discuții cu ocolurile silvice ca să vedem despre ce este vorba, unde trebuie de intervenit, de ce aceste subiecte nu au venit în atenția guvernului mai devreme, dacă aceste situații există. Noi continuăm să discutăm cu colegii din România referitor la
importul unei anumite cantități de lemne cu finanțarea transportului și deci programe finanțate de partenerii de dezvoltare și suntem siguri că vom rezolva aceste probleme unde ele există. Francesca Gândea, ProTV. Doamna Gavriliță, în această dimineață la ședința primăriei, șeful Direcției Sănătatea Capitalei a anunțat că numărul de infectări cu gripă și infecții virale este îngrijorător și că este în continuă creștere. Vedem că Ministerul Sănătății nu are o poziție în acest sens. Având în vedere că în țara vecină a fost anunțată stare de alertă și 3 persoane au murit de gripă, Ministerul Sănătății de la noi va interveni într-un fel? Da, am discutat și acest subiect în timpul ședinței operative de astăzi dimineața. La noi ședințele operative nu sunt pentru presă, sunt lucrative. Am discutat că în ultima săptămână a anului precedent numărul de îmbolnăviri era într-o ușoară descreștere. Astăzi, după masă, vom avea numărul analizat, totalizat pentru prima săptămână a acestui an și am solicitat Ministerului Sănătății să vină cu o comunicare clară referitor la evoluția situației epidemiologice în Republica Moldova, disponibilitatea paturilor. Ministerul Sănătății m-a informat că există suficientă capacitate în ceea ce privește paturile pentru persoanele care au nevoie de spitalizare. Avem stocuri de antivirale, le-am spus să cerceteze, să atragă o atenție deosebită stocurilor de antivirale pentru copii și vom veni neapărat cu detalii adiționale, cu un comunicat de presă pe această temă, imediat ce vor fi analizate toate aceste date. Natalia Chicu, TVR Moldova. Domnul Spătar, dacă puteți să ne spuneți unde o să vă continuați activitatea aici sau în România și cu ce recomandări veniți pentru succesul dumneavoastră, domnul Buzu, în această funcție? Vă mulțumesc. Într-adevăr, în următoarea perioadă voi merge la București și de acolo voi continua să ofer expertiză, consiliere pentru echipa de la minister și noi cu domnul Buzu deja lucrăm de o lună și eu mă bucur că am avut ocazia să coordonăm planul de activitate pentru acest an. Sunt unele reforme majore, în special reforma asistenței sociale, pregătirea fondului de argint, reforma inspecției muncii, care au fost începute, trebuie continuate și având și eu memoria acestor procese, voi transmite toate informațiile și toată documentația domnului Buzu. Întotdeauna sunt la dispoziția dumnealui și a oricărui altui coleg din minister. De asemenea, pe platforma parlamentară au început anumite procese în care voi continua să fiu implicat. Deci eu voi fi alături și rămân alături de această echipă într-o altă poziție. Deci e o schimbare de jucători, dacă doriți. Doamna Gavriliță, la subiectul lemnelor, reprezentanții de la Moldova au spus că chiar dacă au lemne în stoc, accesul către acestea este destul de dificil. În acest context vrem să vă întrebăm când urmează să ajungă primul lot de lemne din România? Este pe ultima sută de metri semnarea contractului și sperăm chiar în această săptămână să putem primi aceste cantități care deja au fost aduse mai aproape de hotar. În același timp, după cum am spus, am solicitat informații referitor la ocoalele silvice specifice unde există anumite probleme și soluții cum această situație poate fi depășită. Dacă este vorba despre anumite intemperiri sau starea vremii, trebuie să vedem dacă reorientăm și luăm de la alte ocoale silvice. Deci eu sunt sigură că sunt soluții. Urmărim această situație. După cum am spus, la linia verde am avut un număr limitat de apeluri, dar continuăm să monitorizăm situația prin oficiile teritoriale a Cancelariei și prin Moldova. Se cunoaște din primul lot cam ce cantitate de lemne vor ajunge? O să venim cu aceste detalii atunci când va fi semnat contractul. Mulțumim. Eduard Maciac, Politic Media. Doamna premier, vreau să vă întreb dumneavoastră personal, cum explicați faptul că
Chiar dacă au fost majorate salariile pentru miniștri pentru anul în curs, în legea bugetului există totuși așa o, să spunem, o atmosferă de plecare din guvern. Cum explicați dumneavoastră, este atractivă funcția de ministru sau nu? Bine, trebuie să întrebăm fiecare persoană în parte, pentru că atractivitatea funcției de ministru depinde de experiența unei persoane, caracterul, dacă vreți, curajul de a veni într-o situație dificilă și, apropo, aici vreau în primul rând să-i mulțumesc domnului Buzu pentru curaj, pentru că așteptările sunt foarte mari, efectele crizei și a războiului din Ucraina se adâncesc și în aceste perioade este foarte important să avem oameni care vin cu dedicație, cu curaj și cu o determinare să schimbe lucrurile anume pentru oamenii din Republica Moldova, astfel ca fiecare cetățean să simtă, iată, acești 1300 de lei care au fost adăugate la salariu sau pensia mărită sau peste 50% din factură compensată. Deci sunt lucruri care pot aduce schimbări reale în viața cetățeanului. Și dacă ai pasiune, determinare și curaj pentru ca să aduci o îmbunătățire în viața cetățeanului, atunci cred că funcția de ministru este potrivită. Dacă îmi permiteți să adaug, nu cred că există această atmosferă pe care ați menționat-o dumneavoastră. Dacă mergeți și vorbiți cu colegii de la ministerul nostru sau din alte ministere, veți vedea că planurile de activitate sunt foarte clare și lumea lucrează. Iar dovada faptului că funcția de ministru este atractivă este și faptul că domnul Buzu este acum alături de mine și va veni imediat să continue atribuțiile de ministru în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Este o schimbare, dar această schimbare confirmă continuitatea și în cadrul Ministerului și în cadrul Guvernului. Da, și o două întrebare tot pentru doamna Gaveliță. Vreau să vă întreb dacă Guvernul va face publice, va face public contractul semnat între Energocom și Cuciurgan. Eu voi discuta cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și vom vedea deci, care este limita secretului comercial. Nu văd o problemă, sunt contracte care sunt standarde, au fost semnate lună de lună, dacă vreți, și continuă să fie semnate. Vă putem da și detalii care pot fi discutate, deci voi solicita Ministerului să publice acest contract cu hașurarea acelor părți care sunt considerate secret comercial. În același timp, trebuie să spun că în acest contract nu este nimic deosebit față de condițiile contractelor anterioare și cei mai importanți termeni, cum ar fi prețul, cantitatea, au fost comunicate în public. S-a anunțat anterior că se vor face verificări pentru a-i depista pe cei care au indicat venituri mai mici pentru a obține un grad de vulnerabilitate mai mare. Vrem să știm dacă au fost deja depistate astfel de persoane și poate chiar sancționate. În sistemul informațional au fost implementate câteva filtre care au identificat peste 11.000 de cazuri de persoane care, având un consum foarte mare istoric și declarând zero venituri, probabil nu și-au declarat toate veniturile acestor persoane, le-a fost limitată categoria de vulnerabilitate, ei nu pot beneficia de categoriile mari de vulnerabilitate. În primul rând, abordarea noastră este prin filtre să identificăm în baza criteriilor de risc aceste persoane și să le limităm categoria care le poate fi atribuită. Respectiv, aceste persoane nu pot avea categoria ridicată sau foarte ridicată de vulnerabilitate energetică. Nu se produc controle la domiciliu, ca să fie clar, dar, bineînțeles că noi facem schimb de date cu sistemele informaționale ale Ministerului Finanțelor, ale Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru a identifica cât mai bine
nivelul de bunăstare al fiecărei familii și vă reamintesc că există și criterii de bunăstare în mecanismul de atribuire a categoriilor de vulnerabilitate și persoanele care au multe apartamente sau apartamente care valorează foarte scump, de asemenea, sunt limitate în categoria pe care o pot avea. Vă mulțumesc! Merci.